seara, doamnelor, domnilor și bun găsit la știri! Sunt Ana Maria Trăsnea. Iată care sunt principalele subiecte ale serii. Grupul comun de lucru al reprezentanților agricultorilor din Giurgiu și Ruse s-a întrunit astăzi la Consiliul Județean. Acțiunile de dezinsecție în concomitent cu igienizarea subsolurilor continuă în municipiul Giurgiu. Primarul Nicolae Barbu a dat ieri ordinul de începere pentru un ambițios proiect de amenajare a canalului Cama. Aplicație de amploare internațională la Giurgiu. Ce măsuri speciale au luat forțele de ordine pentru ziua de 1 mai, aflați într-un material special. Grupul comun de lucru al reprezentanților agricultorilor din Giurgiu și Ruse s-a întrunit astăzi la sediul Consiliului Județean din orașul nostru, în ședința lunară de lucru. La întâlnire au fost prezenți peste 30 de specialiști, oameni de afaceri din domeniul agriculturii și reprezentanții autorităților publice de pe cele două maluri ale Dunării. Oameni de afaceri și specialiști din domeniul agriculturii care își desfășoară activitatea în județul Giurgiu și districtul Ruse s-au reîntâlnit astăzi la Giurgiu în cadrul grupului comun de lucru al reprezentanților agricultorilor. Din punct de vedere procedural, întâlnirea grupului a fost condusă de președintele în exercițiu, vicepreședintele Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru Gavrilă. Acesta a ținut să mulțumească participanților, dar și autorităților din Ruse pentru efortul de consolidare a grupului, care a depășit deja 5 ani de existență. Permiteți-mi să mulțumesc în numele celor care au fost prezenți în această perioadă de peste 60 de luni și am făcut un calcul chiar de dimineață din partea românilor, în aceste 60 de luni au fost peste 150 de oameni de afaceri fermieri. Dumitru Gavrila mai ținut să precizeze că o colaborare intensă pe domeniul agriculturii între oamenii de afaceri și autoritățile româno-bulgare este mai mult decât binevenită, în condițiile în care cele două regiuni au un potențial agricol deosebit și, în același timp, pare a fi și cea mai importantă cale de depășire a unor greutăți de tip social și economic. Atât noi cât și noastră suntem mândri că funcționăm de peste 5 ani, suntem singurul GLAC în domeniul agricol din România, la fel și în Bulgaria, ținând cont că atât județul Giurgiu cât și districtul Ruse sunt zone, până la urmă, zone agricole și de aici, practic, ne ducem și traiul. Pe ordinea de zi a întâlnirii de astăzi au fost două teme, una privind oportunitățile de finanțare în sectorul agricol și cea de-a doua privind politicile domeniului creșterii animalelor. Ambele teme au fost prezentate de consilierul personal al președintelui Consiliului Județean, dr. inginer Petre Mimiș. În România, această parte a împrumutului de la bănci este foarte greu înțeleasă de bănci. Specialiștii din bănci nu pot înțelege lucrurile și procesele care au loc în agricultură. Să fiu mai concret, dacă în alte activități, în afara agriculturii, lucrezi într-o lună și luna viitoare poți vinde marfa și poți rambursa creditul, în agricultură investițiile se fac pe termen lung. Acțiunile de dezinsecție în concomitent cu igienizarea subsolurilor au efecte bune și împiedică înmulțirea țânțarilor. De câteva zile în oraș a început dezinsecția terestră, mai ales în zonele verzi, acolo unde a fost semnalată existența căpușelor, în timp ce la 10 de subsoluri se lucrează intens pentru igienizare. Deși vremea a fost capricioasă și în Giurgiu au fost demarate acțiunile de dezinsecție terestră, mai ales că a fost semnalată existența căpușelor în spațiile verzi, urmând ca după ce se va încheia procedura de licitație să aibă loc și dezinsecția aeriană, extrem de eficientă împotriva țânțarilor. Despre dezinsecție a vorbit ieri în conferința de presă primarul Nicolae Barbu. Timpul ne-a permis, săptămâna trecută am început dezinsecția la sol. Început cu zona Tineretului, am rugat să intervină și la subsoluri de bloc, pentru că în acest moment în țară nu sunt foarte mulți în vegetație, avem căpușe și pentru asta am făcut tratamentul la sol foarte bine, dar le-am rugat să intervină și la subsolurile blocurilor, pentru că acolo este pepiniera de țânțari. Anul acesta dezinsecția făcută la timp, dar și faptul că deja 174 de subsoluri sunt igienizate schimbă datele problemei și este foarte posibil ca în Giurgiu să nu mai avem țânțari cum erau în anii trecuți. La blocurile unde am făcut curățenie și au mai rămas țânțari pe pereți, dacă i-am omorât, chiar nu mai sunt probleme. Uitați-vă la blocurile din centru, nu sunt țânțari. În zonele din centru nu sunt țânțari. Sunt unde avem focari de țânțari la subsol. Un proiect ambițios ce are ca obiectiv principal schimbarea la fața canalului Cama, adiacent podului Bizeț, va prinde contur după ce ieri a fost dat ordinul de începere. Trasee pietonale, gradene și parcări sunt doar câteva dintre facilitățile pe care proiectul le oferă giurgiuvenilor în următoarele luni.
Promenadă de-a lungul malului, ponton, scenă plutitoare, clădiri pentru depozitarea embarcațiunilor, expozițiilor și manifestărilor culturale, vestiare și grupuri sanitare, terase bordate cu vegetație, terase inierbate deasupra clădirilor, traseu pietonal la nivelul carosabilului bordat cu vegetație, gradene, parcări, trepte, rampe ce coboară de la nivelul trotuarului existent la nivelul promenadei din imediata vecinătatea canalului. Toate aceste lucruri fac parte dintr-un proiect ambițios ce vizează transformarea canalului Cama adiacent podului Bizet. Iar în locul în care se va desfășura proiectul a fost dat ordinul de începere a lucrărilor, în prezența primarului municipiului Nicolae Barbu, a reprezentanților municipalității și a constructorului ce se va ocupa de transformarea canalului. După ce vom face acest proiect pilot, va fi și un avantaj când vom depune următoarea etapă a proiectului, reamenajarea întregului canal Cama. Astfel, proiectul propune dezvoltarea unor amplasamente existente nedezvoltate într-o zonă de promenadă cu facilități moderne, care vor crește atractivitatea zonei și vor atrage o gamă cât mai variată de utilizatori, oferind activități pentru diferite categorii de vârstă. Locuri de promenadă, locuri de plimbare, pistă de bicicletă, vândiți că analog cam are aproape 3 km, 2,7 km dus, 2,7 întors, deci avem pistă aproape de 5 km. O zonă de plimbare, zonă de picnic, de se va amenaja, dacă mergeți de-a lungul canalului și veți vedea ce zone frumoase sunt neamenajate în acest moment, după cetate. Sunt locuri foarte largi care vor permite, vă spuneam, o zonă de petrece, chiar o zonă de fitness, o zonă de alergări. Va fi punctul de atracție, zic eu, cel mai important. De asemenea, se va realiza o consolidare a malului pe toată lungimea amenajării, ulterior executându-se o infrastructură și un finisaj specific zonei de trafic pietonal. În urma implementării acestui proiect se va revitaliza zona respectivă, atât din punct de vedere estetic, cât și din punct de vedere al potențialelor investiții ulterioare. În acest moment, lucrările care vor demara vor avea în vedere, în primul rând, consolidarea acestui mal, după care obiectivul nostru ar fi de a construi trei module din beton monolit. Ne bucurăm din suflet că avem ocazia să demarăm acest proiect și vom vedea în timp cum își va schimba aspectul această zonă. Suprafața amenajată va fi de circa 2200 de metri pătrați, iar valoarea totală a proiectului de circa 1.900.000 de lei noi. Zona liberă Giurgiu și punctul de trecere al frontierei au fost miercuri scenele unor simulări privind coordonarea între instituțiile de specialitate din România și Bulgaria în cazul unui răspuns rapid la situațiile de urgență nucleare, radiologice, biologice și chimice. La aplicația exerciții au luat parte Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din România și Dispecerul General de Protecție Civilă și Siguranță la Foc din Bulgaria. În cadrul proiectului Emersis pentru un sistem transfrontalier integrat de direcție și proceduri armonizate de răspuns rapid la situații de urgențe nucleare, radiologice, biologice și chimice, în perioada 27-30 aprilie 2015 s-a desfășurat exercițiul de cooperare cu forțe în teren între Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din România și Directoratul General de Protecție Civilă și Siguranță la Foc din Bulgaria. Punctul culminant al exercițiului a avut loc miercuri, când în zona liberă Giurgiu a avut loc o simulare extrem de complexă pe mai multe paliere. Intervenția și colaborarea comună a unităților de răspuns rapid în caz de atac sau accident, care presupune riscuri de urgențe nucleare, radiologice, biologice și chimice. Despre scenariu în care se evaluează compatibilitatea serviciilor de urgență din 7 județe românești din sud și 8 unități administrativ-teritoriale similare din zona de nord a Bulgariei, ne-a oferit o scurtă declarație reprezentantul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Tehnica care este prezentă acum este tehnica care a fost achiziționată în cadrul proiectului România-Bulgaria, proiectul comun. Până în prezent au fost identificate 10 persoane care au fost decontaminate în zona respectivă, urmând acum să fie preluare de probe și transportul acestora. Cu această ocazie, când s-a făcut cercetarea, s-a constatat și un coleg suspect. La această activitate participă și reprezentanții serviciilor de intervenție rapidă în cadrul Poliției Române. Coletul suspectă urmează să fie detonat, distrus și probele urmează să fie transportate către laborator de specialitate. Cea de-a doua parte a exercițiului, care presupunea un atac sau accident de natură biologică sau chimică, s-a desfășurat în punctul de frontieră Giurgiu, unde salvatorii sosiți la fața locului au trebuit ca, înaintea intervenției, să identifice natura riscului și să acționeze în funcție de amploarea și gravitatea acestuia. În cadrul exercițiului de miercuri au fost angrenați direct peste 120 de salvatori și 39 de unități tehnice,
Dar în spatele acestora stau mulți alți participanți nevăzuți care au coordonat comunicarea fluxului de informații dintre unitățile de salvare române și bulgare. Astăzi, în ultima zi a aplicației, specialiștii observatori au făcut evaluarea modului cum au decurs exercițiile, urmând ca în urma acesteia să fie corectate aspectele ce pot fi catalogate ca disfuncționalități și să adopte măsuri noi ce țin de îmbunătățirea mecanismului de cooperare. Pentru combaterea incidentelor de orice manieră, în perioada mini-vacanței de 1 mai, Ministerul Afacerilor Interne își va lua toate măsurile necesare pentru a asigura ordinea și liniștea publică. Ministrul Gabriel Oprea a vorbit astăzi despre organizarea celor 36.000 de cadre militare care vor fi la datorie pe durata weekendului într-o videoconferință organizată în această dimineață. La fel ca și pentru mini-vacanța de Paște, toate structurile Ministerului Afacerilor Interne au adaptat un plan comun de lucru pentru ca românii să-și desfășoare în condiții cât mai bune și de siguranță mini-vacanța cu ocazia Zilei Internaționale a Muncii, sărbătorită la data de 1 mai, dar și Ziua Națională a Tineretului, sărbătorită pe 2 mai. Pentru că în toată țara vor fi organizate manifestări publice și numeroase activități cultural-artistice, peste 36.000 de cadre MAI vor fi la datorie pentru combaterea tuturor actelor de violență. Pentru asigurarea unui climat general de siguranță, începând de astăzi și până pe data de 3 mai, peste 36.000 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și pompieri vor fi în serviciu, desfășurând misiuni specifice ocazionate de această perioadă. Dispozitivul este similar celui pe care l-am mobilizat cu ocazia Zilei de Paște, când, așa cum știți, nu au fost înregistrate incidente grave menite să afecteze climatul de normalitate și siguranță publică. Un număr mare de forțe a fost mobilizat pentru a face față oricărei probleme, astfel că pe toată durata mini-vacanței vor fi la datorie 23.500 de polițiști, 5.400 de jandarmi, 4.100 de pompieri și 3.500 de polițiști de frontieră. Pentru această perioadă, principale misiuni ale forțelor Ministerului Afacerilor Interne vor fi următoarele. Fluidizarea circulației rutiere și prevenirea accidentelor grave pe drumurile publice, menținerea ordinii cu ocazia manifestărilor publice, reducerea timpului de tranzit prin punctele de trecere a frontierei, prevenirea și stingerea incendiilor și asigurarea intervențiilor în situații de urgență medicală. Totodată, o importanță aparte va fi acordată acțiunilor de prevenire și de combatere a criminalității stradale și a infracțiunilor grave, precum și a celor săvârșite cu violență, care apar pe fondul consumului de alcool. Pentru că în această perioadă este de așteptat să crească foarte mult traficul rutier, ministrul Gabriel Oprea îi avertizează pe șoferii care au tendința de a apăsa prea tare pedala de accelerație că doar în vacanța de Paște au fost acordate peste 6.000 de amenzi și alte câteva sute de permise de conducere au fost suspendate pe baza consumului de alcool și nici de această dată polițiștii rutieri nu îi vor ierta pe șoferii care încarcă regulile de circulație. Începând de mâine, 1 mai, prezentarea cardului național de sănătate este obligatorie pentru toate persoanele care ajung la cabinetul medicului de familie, în ambulatoriu sau la medicul specialist. De asemenea și la farmacie sau la spital. La nivelul județului Giurgiu, toate unitățile sanitare sunt dotate cu cititoare de carduri, iar documentele au fost distribuite în proporție de 90%. Începând cu data de 1 mai, Cardul Național de Sănătate va deveni obligatoriu, fiind principalul mod de acces la Sistemul Național de Sănătate. Pacienții care vor avea nevoie de consultații medicale de orice fel vor trebui să aibă în permanență la ei cardul de sănătate, atât la internare cât și la externare. Dacă pacientul uită cardul, acesta nu va putea fi consultat. Conform datelor primite de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, aproximativ 90% dintre carduri au fost distribuite până la această oră, iar unitățile medicale din județul Giurgiu sunt dotate cu cititoare de carduri. S-au terminat investigațiile la unitățile medicale cu carduri. Spitalul Bolintin are 17 carduri instalate și sunt funcționale. Încă există lucruri care sunt depuse la punct, dar nu deosebit de importante, care nu pot fi puse în timp util. Spitalul Izvorul are doar două cititoare, că atât are nevoie, este un spital monoprofilat. Iar Spitalul Județean Giurgiu are instalate 30 de cititoare de card, sunt funcționale, trebuie încă puse în acord, armonizate
softul spitalului cu activitatea cititorului în sine. De asemenea, și Centrul Medical Dunăreana, care a fost dat în folosință săptămâna aceasta, este dotat cu cititoare de carduri. Primele probe s-au făcut deja la medicii de familie, iar majoritatea giurgiuvenilor care au avut nevoie de consultații medicale și-au activat cardurile. La medicii de familie deja cel mai mare parte, în proporție de 99%, au fost instalate aceste carduri de cititare și chiar au fost foarte multe carduri activate deja ca o probă în plus. Doar 1835 dintre giurgiuveni nu au intrat în posesia cardurilor de sănătate. Aceștia nu sunt înscriși la niciun medic de familie și nici nu au fost acasă în momentul distribuirii care s-a făcut de către Poșta Română în două tranșe. De asemenea, giurgiuvenii care nu au card de sănătate cel mai probabil îl vor găsi la medicul de familie, în caz contrar, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate va elibera o adeverință cu valabilitate de 30 de zile pentru ca asiguratul să poată beneficia de serviciile medicale. Directorul Direcției de Sănătate Publică, doctorul Paul Marinescu, este de părere că va dura ceva până sistemul va fi foarte bine pus la punct, dar până atunci este valid în termeni acceptabili. Părerea mea este că la 1 mai deja ele pot deveni funcționale. Cu siguranță că începutul o să fie dificil ca peste tot, când s-au înființat prima oară eu și eu, la fel au fost probleme până s-au armonizat, știu, diferite softuri, unele spitale au de un anumit model, altele au alte programe și au fost câteva mici neconcordanțe, dar toate sunt perfectibile. Giurgiuvenii care doresc o carieră militară în cadrul jandarmeriei române se pot informa la sediul instituției din Giurgiu despre procedurile de înscriere. Anul acesta, Ministerul Afacerilor Interne a aprobat 320 de locuri în instituțiile de studii superioare care formează jandarmi. Jandarmeria Română a demarat campania de informare în rândul tinerilor care doresc să urmeze o carieră militară în cadrul instituției. Pentru anul școlar de învățământ superior 2015-2016 vor fi scoase la concurs 320 de locuri, după cum urmează: 65 de locuri la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București, 125 de locuri la Școala Militară de Suboficeri Jandarmi Grigore Alexandru Ghica din Drăgușani și 125 de locuri la Școala Militară de Suboficeri Jandarmi Petru Rareș din Fălticeni. Noi ne adresăm tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 27 de ani, care sunt absolvenți de liceu și sunt interesați de o carieră în Jandarmeria Română. Ei trebuie să știe că un jandarm este pregătit de misiune 24 de ore din 24, are rezistență la efort fizic și capacitate de muncă în condiții de stres. Tocmai de aceea, candidații sunt evaluați psihologic și susțin probe sportive. Anul acesta sunt puse la dispoziție 320 de locuri. Relații suplimentare privind condițiile de înscriere la examenul de admitere se pot obține la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu din șoseaua București, numărul 57, persoană de contact capitan Adrian Bârsă sau telefonic la numărul 0246-219-631, interior 24-535. Andra Damian este probabil cel mai tânăr artist plastic din Giurgiu, care se poate lăuda ca la 9 ani să aibă propria sa expoziție. Evenimentul a avut loc ieri la Ateneul Nicolae Bălănescu, în prezența unui public extrem de inimos, dar și a finilor cunoscători în ceea ce privește viața artistică. În cadrul manifestărilor cuprinse în programul Primăvara Culturală Giurgiuveană, la Ateneul Nicolae Bălănescu a avut loc marți vernisajul expoziției de artă plastică a tinerei pictorițe Andra Ime Damian. Andra are 9 ani și este elevă la școala numărul 1 din Giurgiu. În urmă cu 3 ani, părinții au descoperit pasiunea și talentul pentru pictură, ce a fost cizelat de profesorul, îndrumătorul și artistul plastic Petra Șerbănescu. Vizibil mai emoționată chiar decât eleva sa, Petra Șerbănescu crede că tânăra artistă plastică se află în fața unei adevărate provocări. Suntem alături de Andra, împreună, eu sunt de mai mulți ani. Și la un moment dat am observat că Andrei nu-i mai este suficient spațiu pe care îl are pe foaia de bloc. În clipa în care am determinat-o să lucreze pe suprafață mare, am constatat că ea poate să-și ducă visul cât mai departe. Andra Ime Damian pare a fi un copil ars de pasiune, un artist în devenire care țină să ardă etapele și să renunțe la șabloane, care a reușit, se pare, să-și impresioneze deja și mentorul. Totdeauna ea mi-a spus că visele ei, deci îl are pe Van Gogh ca model, visele ei sunt pictate, deci picturile ei reprezintă ceea ce are și ceea ce speră și ceea ce își dorește să simtă, să trăiască. Astăzi suntem alături de ea
și să ne bucurăm de aceste vise frumoase. Sunt vreo 23 sau 24 de lucrări. Toate aceste lucrări sunt realizate la atelierul de pictură, unele și câteva acasă. Mai mult, Petra Șerbănescu spune despre tânăra pictoriță, pentru că așa te numești când ai o expoziție de autor, că tematica abordată de Andra Damian este una extrem de complexă, comparabilă, păstrând proporțiile cu a unui pictor matur. În lucrările ei a pus atât de mult suflet, atât de mult curaj. Sunt teme pe care și un adult le poate duce la modul în care le-a rezolvat din punct de vedere compozițional, din punct de vedere cromatic. Ca temă pe care a abordat-o, să vă uitați să vedeți că are niște titluri foarte interesante, nu sunt puse de mine. Tot timpul am întrebat-o, ce anume reprezinți, ce vrei să faci, ca să putem să ducem mai departe ceea ce ea a vrut să realizeze. Că tot ceea ce declară îndrumătorul tinerei artiste în devenire nu sunt doar afirmații de complezență făcute de orice mentor pentru EMUL, o dovedește chiar Andra Damian, care, trecând peste emoții, a dovedit în puține cuvinte că în spatele penelului, simțul cromatic și inteligenței stă și un caracter puternic care pare să știe foarte bine ce vrea. Eu pictez de când aveam vreo 6 ani, am venit la atelierul acestei doamne minunate de artă plastică pe nume Petra Șerbănescu Tănase și eu pictez de foarte multă vreme dinainte să ajungă în atelier și nu îmi place pictura, chiar o iubesc. Eu nu pictez prin forță, ci prin iubire. Tot ce pictez este din mintea mea și simt că ceea ce pictez este parte din mine. Mariu Șumudică, probabil unul dintre cei mai de notorietate antrenori din ultima perioadă, după ce a refuzat oferte din partea Brașovului și Rapidului, a ajuns la Giurgiu unde se convins că va reuși să o califice pe Astra în Europa League. Al patrulea antrenor pentru Astra într-un sezon, după ce a început campionatul cu Daniel Iseilă, care a rezistat 10 etape pe banca tehnică, iar atunci cel mai potrivit om pentru echipa de la Dunăre părea să fie Oleg Protasov, cel care, după ce a înregistrat mai multe egaluri, a fost demis. În locul său a venit omul cu cele mai multe convocări la Naționala României, Dorinel Munteanu, care în ultima perioadă a bifat 6 meciuri fără victorie, lucru ce l-a făcut să părăsească banca tehnică a Astrei. La scurt timp, Mariu Șumudică a fost ales ca omul cel mai potrivit să vină la echipa giurgiuveană, iar respectul pentru Ioan Niculae a fost ceea ce l-a făcut să vină la Giurgiu. V-am zis ce m-a atras, latura umană, și anume respectul care îl port acestui om. Ăsta este primul lucru care eu am ținut legătura cu dânsul și când erau alți antrenori aici, tot timpul se sfătuia cu mine, mă întreba, a avut mare încredere în mine. Chiar dacă Șumudică observă lucrurile bune pe care le-a făcut Dorinel Munteanu la Astra, nu poate trece cu vederea cele 6 etape fără victorie pentru Astrali. Eu sunt ferm convins că și Dorinel a făcut o treabă bună din punct de vedere fizic, din punct de vedere al relației lui, nu știu exact, vreau să vorbesc cu jucătorii și să vedem ceea ce trebuie corectat, fiindcă nu este normal să 6 meciuri să nu învingi. Acum, fără niciun atac, că nu-mi place să-mi atac colegii și foștii antrenori. Șumi a ales Astra după ce a refuzat ofertele din partea lui Gazmetan Media și FC Brașov și chiar Rapid București. Puteam să merg și la Brașov, și la Gazmetan, și la Rapid, și nu neapărat pentru cupele europene. Mie îmi place să muncesc oriunde aș fi. Sunt devotat și știți foarte bine că pun foarte mult suflet. Noul antrenor al Astrei Giurgiu a mai fost pe banca tehnică acesteia când Astra încă era la Ploiești. Atunci a stat timp de 10 etape, timp în care a înregistrat 6 victorii. Cât privește comportamentul său mai atipic, Șumi a declarat că speră ca băieții să-l înțeleagă. Îmi doresc să mă fac înțeles cât mai repede de jucători. Sper să mă înțeleagă, să înțeleagă filozofia mea de antrenor, să înțeleagă agresivitatea mea în sensul bun al cuvântului și să fie motivați pentru performanță. În ceea ce privește debutul pe banca Astrei, acesta va avea loc joi 30 aprilie, când Astra Giurgiu întâlnește Petrolul Ploiești de la orele 21:30 pe stadionul Ilie Oană, acolo unde Șumi vrea victoria pentru noua sa echipă. Consider că Astra trebuie să oprească acest șir de insuccese și trebuie să câștigăm cât de repede un joc, fiindcă altfel nu putem să ne atingem targetul, deci nu avem nicio șansă, iar joi este primul moment. Jucăm la Petrolul, o echipă bună, cu un public senzațional, dar și noi avem jucători foarte buni și am încredere în staff-ul meu și în băieți că putem învinge la Ploiești.
A venit momentul să revedem principalele știri pe scurt. Grupul comun de lucru al reprezentanților agricultorilor din Giurgiu și Ruse s-a întrunit astăzi la Consiliul Județean. Acțiunile de dezinsecție în concomitent cu igienizarea subsolurilor continuă în municipiul Giurgiu. Primarul Nicolae Barbu a dat ieri ordinul de începere pentru un ambițios proiect de amenajare a canalului Cama. Aplicație de amploare internațională la Giurgiu. Ce măsuri speciale au luat forțele de ordine pentru ziua de 1 mai, aflați într-un material special. Aici punem punct jurnalului din această seară. Eu sunt Ana Maria Trăstea și în numele echipei Muntenia TV vă urez o mini-vacanță de 1 mai pe cinste. Să aveți o seară frumoasă, ne revedem în curând. La revedere!